Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un filmuleț scurt despre o poveste de succes și o întâmplare totodată de astăzi. Nu este o poveste din cărțile lui Neville Goddard, dar am simțit nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce am aflat astăzi, pentru că m-a impresionat foarte mult să văd cum tinerii se deschid către învățăturile spirituale din ce în ce mai mult și m-a bucurat să văd cu câtă înțelepciune au putut purta aceste discuții legate de legea asumției. Înainte de a începe însă, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like și vă aștept și pe grupul privat de Facebook, Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici, unde puteți să puneți întrebări, să postați tot felul de citate motivaționale, inspiraționale și să devenim o comunitate din ce în ce mai mare. Astăzi, în timp ce predam, întâmplarea face ca textul studiat să vorbească despre niște festivaluri din Thailanda în care oamenii lansează lampioane și pun să plutească tot felul de elemente decorative, le dau drumul în apă, punându-și o dorință și crezând totodată că acea dorință se va îndeplini. Și am simțit să întreb pe copii dacă ei cred că dorințele oamenilor care fac aceste tipuri de ritualuri se îndeplinesc. Și în timp ce marea majoritate mi-a răspuns că nu, o fetiță a ridicat mâna și mi-a spus: doamna profesoară, dacă ei cred că aceste ritualuri îi ajută la îndeplinirea dorinței, cu siguranță că dorințele lor se vor îndeplini, pentru că important este să credem că dorințele noastre se vor îndeplini, indiferent de ce mijloace folosim. Deci dacă tu ai convingerea că acel lucru te poate ajuta, cu siguranță că te va ajuta, pentru că, de fapt, în interiorul nostru se află răspunsul. Și în acel moment am rămas șocată, evident, pentru că mi-am dat seama că stau de vorbă cu o fetiță de 13 ani care cunoaște foarte bine legea. Așa că a început să-mi detalieze și să-mi spună că puterea este în subconștientul nostru și că prin puterea imaginației putem avea orice, dându-mi chiar această poveste de succes, spun eu. N-am să-i dau numele, dar m-a impresionat foarte mult și mi-a spus: să știți că eu acasă am o soră care este alergică la pisici și mi-am dorit întotdeauna o pisică. Ce credeți? Când toată lumea spunea că n-o să am niciodată acea pisică din cauza alergiei surorii mele, astăzi mă bucur de a fi deținătoarea unei pisici, în aceeași casă în care sora mea se luptă cu alergia. Deci, vedeți, nu contează ceea ce au spus ceilalți, n-a contat nici măcar alergia surorii mele, eu astăzi am o pisică. Și atunci am întrebat-o: ce ai făcut pentru a avea acea pisică? Și mi-a povestit foarte convinsă de ceea ce a făcut, pentru că a făcut-o conștient, și mi-a spus așa: într-o seară, când era luna nouă, pentru că, doamna profesoară, să știți că luna nouă este corelată cu noile începuturi, am ieșit afară și mi-am imaginat și m-am vizualizat
cu pisica mea și, doamna profesoară, am simțit că aveam acea pisică. Am simțit că era deja a mea. Și uitați că s-a întâmplat. Iar eu, vrând să aflu mai multe de la ea, am întrebat-o dacă, după acel moment, a lăsat totul deoparte și și-a continuat viața sau s-a tot gândit la momentul în care va avea pisica. Și mi-a spus foarte sigură pe ea: nu, doar atunci am vizualizat și am știut că o să o am. După aceea am continuat să-mi trăiesc viața în mod normal până când s-a întâmplat acel lucru. Dar din moment ce eu știam cu siguranță că voi avea acea pisică, pentru că vizualizasem și pentru că eu știu că tot ceea ce-mi imaginez devine realitate, de ce să-mi fac probleme? De ce să stau să mă gândesc în fiecare minut la momentul în care pisica va veni, dacă eu am simțit acea pisică ca și când ar fi deja acasă la mine? Vă spun, am neștiind că am acest canal de YouTube, neștiind pasiunea mea pentru legea Asumției, am ascultat-o cu foarte mare interes și cu foarte mare bucurie, pentru că la 13 ani să cunoști secretul vieții și să îți conduci viața în acest fel m-a tulburat, dar într-un mod plăcut. Și sper ca cât mai mulți copii să descopere puterea minunată a imaginației, pentru că dacă noi, ca adulți, avem conștiința, să zic cumva, mult mai dezvoltată și atunci grijile, dubile, fricile parcă ne inundă mult mai mult, inocența copiilor face ca lucrurile să fie mult mai ușoare. Încrederea ei, credința ei oarbă, nu a stat niciun moment în dubii. A fost sigură că va primi ceea ce își dorește. Și ce m-a impresionat foarte mult este că nu a fost doar un caz izolat. Ea crede foarte mult în această lună nouă, așa încât mi-a spus că în momentul în care a venit la școală anul acesta, mutându-se de la o altă școală, a vizualizat că va fi un an minunat, că se va înțelege foarte bine cu colegii, cu profesorii și că toate lucrurile vor fi minunate. Și din nou, a lăsat ca totul să se întâmple. Deci cred că avem foarte multe de învățat de la copii, atât de la copiii care au descoperit deja puterea imaginației, cât și de la ceilalți, pentru că în inocența lor, ei asta fac, ei trăiesc într-o lume a imaginației și au încredere deplină în dorințele lor. Pentru ei, comanda este făcută și după sunt sigur că vor primi exact ceea ce au cerut. Deci cumva nevoia aceasta noastră de analiză profundă cred că elimină puțin din magia manifestării și cred că avem de învățat de la copii să fim mai relaxați și mai încrezători în propriile forțe și în puterea aceasta mare a imaginației, puterea subconștientului nostru, a cuvintelor și a gândurilor noastre, care toate sunt creatoare. Sper că această poveste să vă fie de folos și, de ce nu, dacă credeți foarte mult într-o tehnică, aplicați-o. Dacă credeți în ceva, așa cum această fetiță crede foarte mult în puterea lunii,
noi luni, folosiți aceste lucruri în avantajul dumneavoastră. Sunt sigură că în timp, deși deja știe că puterea se află în lăuntrul ei, a găsit această modalitate, creându-și credința că atunci când vizualizează, când este lună nouă, lucrurile se întâmplă mult mai ușor. Așa că pentru noi începuturi, pentru ea, luna nouă este momentul prielnic. Așa că și pentru dumneavoastră, dați însemnătate pozitivă tuturor elementelor care vă fac să vibrați mai înalt, să spunem, fără să le dați o conotație negativă neapărat. Da, puterea se află doar în interiorul nostru și nu există limită, dar nu e nimic rău atunci când crezi că ceva te poate ajuta mai mult decât altceva. Pentru că, de fapt, prin puterea noastră mare, noi dăm însemnătate fiecărui lucru, fie că vorbim de ceva pozitiv sau de ceva negativ. Așa că dacă noi credem că un anumit lucru, o anumită situație ne poate ajuta în îndeplinirea dorinței noastre, de ce nu? Până la urmă, noi suntem cei care ne conturăm destinul și avem puterea de a ne schimba traiectoria în fiecare zi. Sper că v-a fost de folos și până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet!